milioane. Te simți reprezentat, protejat și respectat în țara ta? Da, știi, spusei să vă caute, deci dacă nu vă caută astăzi, mâine, păi mâine vă caut. Dumneavoastră, ca tocmai de aceea, vă rog mult de tot și dumneavoastră. Dar principalul vinovat este, zic eu, Traian Băsescu. Mă rog, acolo. Dilemele zilei cu Irina Stoian. Bine v-am găsit, stimați telespectatori, din nou în această săptămână la emisiunea A Patra Putere. Aici, ca de obicei, băieții buni de la Tele3 sunt întotdeauna alături de dumneavoastră. Astăzi începem o nouă săptămână cu resurse mai puternice, după o vreme mai ploioasă în care toată lumea a putut să-și încarce bateriile și să porni la drum cu resurse mult mai puternice decât atunci când am intrat în acest weekend. Astăzi cred că vom aborda mai mult partea de bârfe, de jocuri de culise, de ipoteze care se întâmplă în politica județului Gorj. Că până la urmă liderii de facto fac înțelegeri de culise, fac înțelegeri subterane, totul în favoarea lor și a partidelor pe care le conduc și până la urmă în defavoarea societății civile. Nu știu dacă lucrul ăsta se va schimba vreodată în viitorul apropiat, eu sper că da. Speranța e cea care o să ne rămână până la urmă ultima. Astăzi avem în emisiune copreședintele de la PNL Târgu Jiu, domnul Eduard Berca. Bună seara, domnule Berca. Bună seara. Și pe doamna redactor șef de la Ziarul Gorjeanul, Ana Maria Stoica. Bună seara. Bună seara. Ce facem, doamna Ana Maria Stoica, ce facem, domnul Berca, cu politica județului Gorj? Schimbăm ceva 2016-2020 sau mergem pe același trend? Cine dorește să înceapă? Să încep eu. Așa cum ai spus și tu la începutul emisiunii, sper în schimbare, sper și eu într-o schimbare pozitivă pentru județul Gorj și pentru gorjeni, dar după cum se văd lucrurile, schimbarea se va produce greu sau deloc, exact. Sunt jocuri de culise foarte mari, cel puțin în tabăra PNL. Aș prefera să vorbim doar de două partide, pentru că deocamdată mingea între cele două echipe se bate, între PSD și PNL. Este adevărat că PNL-ul face o campanie de imagine la nivelul județului Gorj. Au un jurnalist acolo, chiar dacă a fost la OTV, domnul Barbu știe să-și vândă marfa, știe ce să dea presei, știe cum să jongleze cu informația, chiar dacă este doar o frântură corectă. Dar PSD-ul joacă momentan în retragere din ceea ce se vede, cel puțin vorbesc jurnalistic. Da, Ana Maria, să nu uităm totuși că PSD-ul a câștigat toate bătăliile de la Revoluție până în prezent. Deci au experiență, știu să se replieze, știu când să atace, știu când să se retragă. Da, dar vremurile se schimbă. Se schimbă vremurile, domnul Berca? Eu zic că se schimbă. Am văzut la prezidențiale, am văzut cum se joacă, s-a schimbat ceva de acum câțiva ani. Eu cred că trebuie să fim în ritm cu... Trebuie să ținem cont, Ana Maria Stoica, de următoarea ipoteză. Într-adevăr, la nivel național, la prezidențial, a existat o surpriză, dar să nu uităm că PSD-ul, marele fiefuri ale PSD-ului, unde câștigă constant, sunt la Oprișan în Vrancea, sunt la noi în Gorj și la Dragnea în Telorman. Și totuși, PSD-ul n-ar trebui să doarmă pe o ureche pentru asta, pentru că și PSD Gorj are momentan ceva frământări interne, care spre deosebire de PNL, poate la PSD iasă mai puțin în afară. Dar există și toată lumea știe că există probleme și în PSD, așa cum există și în PNL. În PNL se spală rufele deocamdată în public, deocamdată pot să spun așa, pentru că sunt convinsă că în curând o să apară și despre PSD informații legate de jocuri de culise, pentru că încep să se facă listele și acolo, chiar și pentru
consilierii județeni, pentru consilierii locali, se discută despre candidații la primărie și așa mai departe. Dacă PNL-ul a ieșit cu chestia asta populistă de a-și face listele publice și a anunța care sunt persoanele, o transparență din asta poate înțeleasă greșit de unii, dar pozitivă pentru PNL, a ieșit cu astea public, într-un fel sau altul forțează și mâna PSD-ului să facă același lucru, iar ceea ce apare sau ceea ce survine despre PSD nemulțumiri sunt tot mai multe. Sunt persoane care fie vor modelul să se aplice modelul PNL și la PSD, adică PSD-ul să fie mult mai transparent și să-și facă publice listele, să se știe lumea cine pe unde se află, fie discută așa pe sub mână că nu se mai regăsesc pe liste, că intră cu tare, că se fac tot felul de lucruri mai puțin curate și mai puțin transparente. Domnul Berca, dumneavoastră în politică, cum vede situația spre deosebire de partea de presă? Eu pot să vă spun cum o văd pe cea din PNL, unde sunt implicat și... Să aveți și imaginea din curtea PNL-ului, dar și imaginea de ansamblu, pentru că activați până la urmă într-un areal politic. Nu corect, activați doar în PNL. Corect, dar vreau să spun că noi suntem calați într-un program, suntem incluși, ca și ceilalți colegi din țară, într-un program de activități pe care trebuie să-l respectăm. Eu sunt un tip mai disciplinat, să spun așa, nu vreau să mă exprim în afara regulamentului, statutului și acestui program de activități și chiar până la urmă, sincer, în momentul de față, sunt curios doar să văd ce s-ar putea întâmpla în PSD, dar nu mă interesează în mod deosebit ce probleme au acolo. De ce? Pentru că ceea ce avem noi de făcut, adică reconstrucția organizațiilor comune, așa, a organizațiilor secțiilor de votare, acele nuclee care, pe care noi ne vom baza și se va baza toată lumea, până la urmă, pe acest nucleu, da, de organizație, ne dă foarte mult, ne ocupă foarte mult timp, suntem focusați pe lucrul ăsta. Știți foarte bine, așa cum spunea și doamna Stoica, la noi lucrurile au ieșit public. Practic, această competiție se face absolut transparent, nu există ce competiție, că e o adversitate încrâncenată la dumneavoastră acolo, ce competiție vorbim. Vă pot transmite o imagine din interior, de astăzi, de acum o jumătate de oră, eu împreună cu Marcel Romanescu, am participat la întâlnirile a trei organizații de secții de votare împreună, am lucrat foarte bine împreună, am constituit acele organizații, birouri ale organizațiilor secțiilor, fără niciun fel de impediment. Deci, ceea ce iese în presă și este susținut cumva, eu știu, de o anumită parte a presei, artificială, asta vreau să spun. Fără discuție. La fel și relația mea cu Niculina Mocio este una constructivă. Am participat împreună la ședința de birou județean. Am dezbătut, chiar ne-am consultat pe problemele în ceea ce privesc organizația de la municipiu. I-am spus că urmează această campanie de două săptămâni de reconstrucție a organizațiilor secțiilor de votare. Deci nu există niciun fel de, în ceea ce ne privește pe noi, trec pe Nicu Bobu, l-am alături, este și el în echipa de reconstrucție. Victor, nu... Parcă ați venit după un război de ăsta, de reconstrucție, de pregătire, care s-a demolat, s-a ras totul. Știți ce se întâmplă? De ce spun reconstrucție? Noi aveam, știți foarte bine, două structuri funcționale, da? De asta spun că, practic, dintr-o construcție inițială, se creează, din două construcții, se creează una mare și solidă. În momentul de față, asta și mă bucur. Și această construcție va fi tancul cu care ieșiți împotriva PSD-ului? Da, va fi cu Irasatu. Cu Irasatu? Cu Irasatu. Păi și dacă oamenii de acolo trebuie trimit niște ozinări peste dumneavoastră? N-au cum. Da, e bine totuși că sunteți optimiști. Că, acolo. Ziceți, fanii UFO, OZN au descoperit ceva și în Gorj. Sunt alte zone, da, area 50 feftioane sau alte chestii, dar nu Gorj. Adevărul e că în materie de lupte bine, politice, poate... PSD-ul a dominat clar scena, chiar dacă nu recunoașteți, a dominat clar scena politică în Gorj, de după Revoluție. Știți cum, aici mi-aș putea permite un comentariu personal, da? Și mi-l asum.
Dacă PSD-ul a câștigat puterea până acum în Gorj, a câștigat pentru că foarte multe partide, partidulețe, da, au făcut blat cu PSD-ul și au dat voie PSD-ului să se dezvolte într-o formă sau alta. În momentul de față, Partidul Național Liberal, cel puțin din ce cunosc eu vis-a-vis de politica sa în relația cu PSD-ul, este de respingere totală a orice, oricărei încercări, să spun așa, de insinuare a unor elemente sau altele. Nu sunt de acord cu ce spuneți. Nicio, dar l-am lăsat să termine ideea. Este cazul Rovinar, da. Chiar dacă domnul Chivu nu este la PSD, UNPR-ul tot pe acolo bate. Așa că s-ar putea să deci nu fie chiar așa. Deci v-am spus să-mi exprim o părere personală, o argumentez în ceea ce privește organizația municipală, da? Dacă doriți. Dar, repet, dacă vom fi pe picioarele noastre, ne vom juca șansele până la sfârșit, da? Vom fi aproape de simpatizanții de cei care până la urmă s-au convins în cei 20 de ani de care noastră povestiți că PSD-ul, da, ne-a dus înapoi, a generat un regres în acest oraș și în acest județ. Da? Pentru că nu știu dacă ne putem declara mulțumiți de ceea ce ni se întâmplă tuturor în aceste zile. Eu nu pot să vă spun că vin din zona asta a public relations, de lucrez cu oamenii, sunt în realitatea cotidiană aproape permanent și nu e bine deloc. Acum rămâne de văzut, într-adevăr, ce forță vom avea, cât de tare va fi blindajul cuiera satului despre care vă povesteam, să reziste OZN-urilor sau ce... Nu, Mercedes-ului, să reziste Mercedes-ului PSD. Mercedes-ul este oricum sub cuiera sat? Volumul cuiera satului. Da, dar e o competiție în care primul care trece linia de sosire câștigă. Fără discuții. Da, da. Deci avem o competiție corectă, cinstită, transparentă. E, repet, eu acum vin aici la noastră... În interiorul PNL-ului, vă da. Spuneți. Așa, exact. În afara PNL-ului, se folosesc toate armele și toate resursele disponibile, de orice natură. Păi, până la urmă, nu asta e competiția, nu asta e bătălia politică, nu? Da, spuneați puțin mai devreme de domnul Banța. Domnul da. Banța nu face în momentul de față, repet, nu am avut procedură. O discuție cu Victor, dar sunt convins că în măsura derulării acestor activități va fi prezent și Victor alături de noi. Nu vi se pare că domnul Banța joacă puțin diferit în această campanie? Dânsul este într-o campanie electorală. Nu ați sunteți într-o campanie electorală? Într-adevăr, niște teme. Mă bucur că l-a pus în dezbaterea noastră a presei, a societății civile, da, legat de prefectură, ați văzut, cu comitetele de urgență. Mă bucur că a preluat problema apei potabile din Târgu Jiu și a încercat să o ducă mai departe. Da, deci ați început-o și dumneavoastră. Eu am început-o mai demult, ce-i drept. Adică la solicitarea efectivă a cetățenilor, chiar n-am știut la un moment dat, acum câteva luni bune în urmă, că se întâmplă ce se întâmplă acolo. Adică, practic, calitatea apei este de natura asta. Să afecteze sănătatea. Având în vedere problemele care există cu apa, cum a spus dumneavoastră, la preajba acolo. Să nu uităm, și la Polata. Să nu uităm că în anii anteriori, domnul Cărciumaru scotea niște scururi acolo de domeniul fantasticului. Exact. 90-100% aproape se ducea. A semnalat numeroase probleme. Cât crezi că va fi scorul care îl va obține în 2016? Dacă va obține tot 90%. Să vă spun... sau 100%. Să vă spun... Vă întreb, nu știu. În niciun caz. Deci sunt convins că mai întâi de față domnul Florin Cărciumaru are o problemă. Da, Florin Cărciumaru e primarul Târgu Jiului. Da, are o problemă și în Preajba și în Polat. Are o problemă major. Da? De ce vă spun asta? Pentru că sâmbătă am fost la o întâlnire cu cetățenii de acolo, e a doua sau a treia, am luat câteva pulsul, să spun așa, acum o lună, am văzut care au fost problemele, am încercat ușor, ușor, chiar pe unele l-am rezolvat, pentru că erau simpli, da? Nu țineau de Consiliu, de primărie, de asta. Da? Sunt altele care trebuie promovate în Consiliul Local și foarte multă lume a ieșit alături de noi, am fost 2-3 colegi din PNL acolo pe Izlas.
seara frumos am băut un suc și am făcut o șezătoare acolo. O șezătoare. Ați adus și muzică. Exact. Nu, muzică, nu, pentru că eram noi suficient de vocali. Deci ați fost voie noastră la ocare. Nu, vreau să spun. Ați întreținut atmosfera. Deci a fost o atmosferă constructivă, de lucru, pozitivă de lucru, lucru da. Da, de lucru, vă pot asigura de lucrul ăsta. Și majoritatea, deci cred că au fost cam 50 de persoane, da, și fără niciun fel de exagerare, care lucrurile astea le reproșeau. Calitatea apei, faptul că jumătate din stradă la Polata sus nu are canal, ziceți, terminată partea de versare a apei, de acele șanțuri și acele grătare, acele podețe. Dacă sunt probleme legate de exemplu, de un pârâu, da, deci o chestie foarte specifică de amenajarea de mediu a unui pârâu de acolo, se apuca să răce de la primărie, punctual, toate punctuale le-am luat. Ziceți, statutul juridic al izlazului, că s-ar fi făcut o cesiune pe care o verific sau o cedare către Stănești, către Comuna Stănești. Deci chestii de genul ăsta. Dar, repet, da, pot să vă asigur că Florin Crăciumaru să aibă destule de explicat acolo celor cu care se va întâlni și când se va întâlni, dacă va merge. Ce scor crezi că va obține Florin Crăciumaru în 2016? Un procent. Păi întâi trebuie să vedeți dacă mai candidați. Ipotetic vorbind, că doar faci suntem la bârfe, șoapte și zvonuri. Deci eu mă bazez pe un lucru. Vedeți noastră, Florin Crăciumaru, știți când a candidat prima dată Florin Crăciumaru la primărie? Păi în 2000, parcă, când a câștigat. Nu, a candidat în 1996 din partea Partidului Noua Românie și a obținut 4,42%, 1200 de voturi, când a ieșit NAN primar. Deci Florin Crăciumaru, prima sa candidatură la primăria Târgu Jiu, datează din 1996 și a fost susținut de Partidul Noua Românie. Florin Crăciumaru a venit în 2000 pe valul, știți foarte bine și dumneavoastră, adică dacă nu, da, știți, nu, că era după o guvernare dezastroasă a Convenției Democratice, și a domnului Nanu. Și a domnului Nanu, fără discuție, și evident a avut un succes nu de natura celor din 2004-2008. E bine, în momentul de față, ce pot să vă spun? Eu stau de vorbă cu foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni, repet, spun că s-au săturat. Deci mie asta îmi spun. Da. Da? Dacă ar fi să fac un procent sau un scoring, din cum spuneați dumneavoastră, v-aș putea spune că Florin Crăciumaru va pierde. Dar așa, evident, luându-vă după vorbele celor care... Evident, eu mă raportez la cei cu care mă văd eu. Da? Deci din 80%. Din cei 80% cu care mă văd, cu care mă văd, ei nu-l vor. Nu-l mai vor la primărie. Nu-l vor, dar se duc la toate mesele, se duc la toate chiermezele, se duc la... Păi, cred că dacă vorbiți ceva de Florin Crăciumaru în Parcul Central, unde joacă șac pe sinoare, cred că vă linșează acolo, dacă vorbiți ceva de rău. Păi nu știu, și eu știu să joc șac, acum aș putea provoca la un, la un contest, să zic. Da, și vedem după aia care se înjură pe care, nu? No. Dacă nu ar accepta o discuție principală. Dumneavoastră, dacă veți candidat la primăria Târgu Jiu, un scor previzibil pe care sperați? Nu vreau să fac niciun... Repet, eu unul, dacă este să mă raportez la prima candidatură, am luat dublu cât Crăciumaru 96. Da? Viitorul sună bine, vorba reclamei. Ei, vedeți. Stați să vedem sondajele de opinie. Fără discuții. Deci, asta este primul pas și eu personal vă pot spune și vă asigur, îi asigur pe spectatori, că mă voi supune acelei decizii sau politice, acelui rezultat al sondajului, da? În ceea ce privește candidatul. Eu am discutat cu mai multe persoane din sfera dumneavoastră liberală și au spus că există și o interpretare politică ulterioară a datelor. Spre exemplu, dacă vine, să spunem, Edi Berca cu 70% și Niculina Mocioi cu 20%. Posibil să se inverseze rezultatul. Ce înseamnă, pe mine mă interesează ce înseamnă acea interpretare politică. Haideți să luăm un pic datelor. Tehnic. Ce înseamnă un sondaj de opinie. Da? Acolo, în acel sondaj de opinie, sunt mai multe lucruri care se sondează, mai mulți parametri. Da? Discutăm de notorietate, discutăm de încredere, discutăm de intenția de vot, da? Discutăm de nemulțumire și așa mai departe.
Dacă este să te referi strict la notorietate, notorietatea este un parametru, cum să vă spun, aleatoriu. Pentru că îți spune, bun, cutare are 20% notorietate sau îl, depinde cum faci sondajul. Și atât, în momentul în care intri în detaliu și vezi că practic are notorietate, dar nu are intenție de vot, are intenție de vot 5%, 10%, da, pe de altă parte nu există încredere în personajul respectiv, deci practic nu mai poate să crească. Și dacă de la 10 la sondajul 20 va arăta un procent mic, vă așteptați să... Nu, Ana Maria. Dumneavoastră mi-ați răspuns pentru o diversiune la întrebarea mea prin momentul în care ați deviat pe partea de tehnicitate a sondajului respectiv de care v-am întrebat. Eu v-am întrebat strict partea de interpretare politică a sondajului, nu ce cuprinde fiecare, notorietate, intenție de vot pozitivă, negativă, etc. etc. Ce înseamnă interpretarea politică? Asta v-am decizia întrebat. Decizia politică. Interpretarea politică care stă la baza lor acestei decizii. Ba da, sursele, persoanele din PNL cu care am discutat au spus va fi tot timpul o interpretare politică la finalul sondajului. După care se va lua decizia. O decizie politică, da? Deci probabil a fost o confuzie. Nu, a celor, fost două persoane diferite care au vorbit nu, același limbaj. Deci nu există interpretare politică. Este decizie politică pentru că până la urmă cel care va fi desemnat candidat va fi supus validării biroului permanent județean și ulterior biroului politic național. Deci nu veți avea o interpretare politică a datelor. Deci nu are nu cum aici, să fie. Hai că vedem, o rămâne de văzut. Interpretare politică pentru că repet, în contextul în care ei și conexeze acești parametri, acești indicatori, dar vă dau un exemplu ca să fie mai dacă Marcel Romanescu da, are, să zicem, în acest sondaj pe cumulat 51% intenție finală de vot, da, este foarte clar că nimeni, nici Tudor Barbu, nici, ziceți, Dan Vâlceanu, nici Vasile Blaga, nici, nu pot să ignore rezultatul efectiv al sondajului. Dacă eu, în schimb, să zicem, am 40% sau 45% și Marcel Romanescu intră undeva pe 20% notorietate, pentru că sunt convins că sondajele parțiale astea care s-au făcut strict pe 1-2 indicatori. Da. Și mie îmi dă tendință de creștere, este evident că eu voi fi selectat. Da? Sau îmi dă... Vedeți că ați ajuns la ce v-am spus eu, la interpretarea politică. Nu este, nu. Nu este o interpretare pur tehnică pe acești indicatori. Da? Deci, repet, tot o să probabil o să vedem lucrul ăsta în momentul în care vor fi date. Vedeți dumneavoastră, se dau doar rezultatele. Eu am văzut chestionarul. Chestionarul are 40 ceva de întrebări, de puncte, de genul ăsta. Deci oamenii trebuie să răspundă care vor fi. Asta vreau să zic, la 40 de întrebări? Sunt cumulate pe, depinde, probabil bateria va fi separată pe primar. La 40 de întrebări. Este foarte mult și eu sunt, eu chiar cred într-o interpretare. Pentru că rezultatele finale când vă vor fi prezentate biroului, sunt sigură că vor intra printr-un filtru. 40 de întrebări în acest sondaj? Sunt baterii comune pentru primar, Consiliul Municipal, Consiliul Județean. Deci toate cumulate au 40? Da. Sunt baterii care presupun. Probabil că, eu știu, pentru primar vor fi 10-15, da, specifice. Wow, dar cine a gândit sondajul ăsta, Dumnezeule, 40 de întrebări? Păi, dar dumneavoastră, cum credeți că se fac sondajele? Păi, am văzut și eu sondaje făcute, dar sondajele nu uita bunului simt, adică 10-15 întrebări maxim. Păi, așa, deci 40. Dacă e 40, înseamnă, poate că eu am văzut un cumul de întrebări, înseamnă că sunt 15-15-15, da. Sunt specifice pe 10-12-15 întrebări. Dacă prind Ana un om Maria, da. Și întreabă și de Consiliul ore, Local da, și de ore, Consiliul Județean, da, este foarte greu, foarte stufos. Deci acum depinde, deci depinde ce o să... Deci, da, repet, și ușor interpretabil. Dacă nu, va fi un subiectivism extraordinar de mare în interpretarea datelor, dacă exact. Sunt peste 40 de întrebări. Deci, pentru că afară de clasa către vârsta a treia, eu nu cred că stă nimeni în oraș să vină studenți, mă refer aici la studenți, la cei activ în câmpul muncii, bă, nene, hai să ne răpim și mie la întrebări. Păi cât ai? 45. Du-te, bă, cu întrebările tale de aici. Un pic. Deci, repet, este vorba de o baterie de întrebări cumulate pentru cele trei poziții. Păi da, 45, păi am înțeles, dar să răspundă... Este enorm nu de mult. Este... Adică chiar dacă omul vrea să păi răspunde da, de nu primărie, este la până ele. Ajunge la Consiliul nu este Local, la... Se satură. Păi nu, dar sunt separate. Păi, sper să nu fie 40-40 pentru sunt 15, fiecare. Sunt 15, probabil 12 sau cât fac. Eu am văzut
cum ăsta, s-ar putea să mă înșel pe draftul, exact. Da? Poate să fie 12 întrebări pentru primărie, 12. Înseamnă că va fi 12. Părerea mea personală un subiectivism extraordinar de mare în cadrul acestui sondaj. De ce? Păi da, având 45 de întrebări, dar eu nu este... dacă trimitem acum, plec eu cu Ana Maria și cu încă doi băieți de aici, plecăm pe teren și întrebăm pe oricine pe stradă, domnule, ne răspund și la câteva întrebări. Câte? 45. Cred că niciunul nu stă să vorbească cu noi. Deci ascultați-mă, nu e vorba de încă o dată, de, nu, dar există fiecare, un risc, pentru că lumea când va vedea atâtea întrebări, asta încearcă să spună colegul, nu o să mai vrea să răspundă cine vrea să fie la primărie, nu, ci primele întrebări, poate, corect, se satură. Înțelegeți că este vorba de toate cele trei structuri. Da, de acord, domnul Berca. De este toate... evident că sunt întrebări diferite și pentru primar, pentru consiliu și pentru județ. Deci eu v-am este spus normal că să e, fie întrebări diferite. Da, e un draft, am văzut un draft, evident, nu-l, probabil nu e bătut în cuie, probabil se va schimba. Dacă dar și strategia de campanie va fi atât de stufoasă și cu întrebări și cu nebunii de-astea, eu nu prea văd bine... Sunt convins că cei care au gândit strategia noastră de campanie au făcut-o profesionist. Știți cum e, lupta electorală din 2016 va dovedi cine a gândit bine, cine a gândit prost. Până la urmă, acum să ne hazardăm dacă afirmăm, ăla a gândit bine, ăla a gândit prost. Eu am încredere în cei care gândesc campania și Vasile Blaga nu este, dacă mă refer strict la el ca și strateg, să zic, de campanie, nu este un om de neglijat. Vasile Blaga a făcut o strategie de campanie la nivel central, dar fiecare județ are particularitățile lui la care acea strategie nu se poate adapta. În schimb, dumneavoastră trebuie să vă pliați pe... Noi discutăm de sondaj. Da, de sondaj, de sondaj. Deci discutăm de sondaj. Sondajul ăsta are un specific general pentru toată țara. Asta am spus și eu, are da, caracter general. Are un caracter general. Care e problema cu Gurj? Păi dumneavoastră aveți particularitățile dumneavoastră. Dumneavoastră aveți o anumită afinitate către anumite clase sociale. Domnul Marcel Romanescu la fel. Doamna Niculina Mocioi la fel. Altceva. Păi nu se ține cont de niciun fel de particularitate de genul ăsta. Dumneavoastră sunteți incluși acolo toți, se prezintă o listă cu oferta corect, politică și omul vine și bifează. Eu corect, la asta m-am corect, referit. Nu da, există particularități. Cum lăudați pe domnul Blaga că a făcut o strategie. Domnul Blaga face strategiile la nivel strateg, de centru. Nu le-a făcut singur. Cu cine l-a făcut? Este un strateg, de acord, dar nu ține cont de particularitățile fiecărui județ în parte. Pentru că la Gorj sunt anumite semnificații și particularități, la Mehedinți la fel, la Craiova, la Doj, altele. Dumneavoastră veniți cu aceeași listă comună, o prezentați sub nasul celor care vor fi sondați și ei vor răspunde, dacă vor dori, bineînțeles, la cele 45 de întrebări. Deci, repet, sunt pentru toate cele pentru trei toate, structuri. Da, pentru toate, la toate 40, da. Pentru toate cele trei structuri. E posibil să fie intervievat separat. Deci nu e același sondat să fie să răspundă la toată bateria. Ana Maria, eu cum știu, e cu bateria asta? Merge cu vin, cu șpriz, cu apă dacă minerală? Dacă doriți să discutăm serios, putem continua subiectul. Nu, da? Deci eu dacă... am o singură curiozitate. Dar de ce v-a supărat domnul Berca, că noi am avut... Nu, eu discut de o baterie de teste, nu de o baterie de vin. Da, și noi facem o discuție de pamflet. Degeaba vă supărați. A, deci asta e specific emisiunii? Puteți să facem și... Păi nu. Păi nu, spuneți-mi că atunci mă apuc și eu și... Nu, n-am mers pe un anumit desfășurător. Cu bancuri. Nu facem... Păi nu, n-am făcut un anumit desfășurător care să vorbim lucruri serioase sau teme prestabilite. Unde merge discuția, acolo se duce. Suntem pe spontaneitate și pe libertatea de exprimare. Discutăm de baterie de teste, nu de baterie de vin. Da, și Ana Maria, pentru a avea o plăcere, după 8. O plăcere deosebită pentru a savura această baterie, probabil eu am propus că ar merge cu un pișcot, cu apă minerală, bateria liberală de sondaj. Vă rog. Eu chiar cred că vor fi discuții mari, mari, mari de tot în PNL după ce aceste sondaje se vor realiza sau poate chiar înainte, în momentul în care draftul de întrebări va fi aprobat sau nu, pentru că aici contează foarte mult. Cine va fi primul trecut acolo în listă? Cine va fi al doilea? Este un mecanism întreg de repetare a unui nume, de întrebări, de așa mai departe, iar cine face revenim astfel de teste... Revenim imediat, Ana Maria, după o scurtă pauză publicitară, că trebuie să facem și noi bani. Vara asta, distracția ultra all-inclusive se numește Ana Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale. Apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranța, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusiv la Ana Summer Events. Ana Summer Events, insula bunului gust.
Școala este etapa de care depinde cariera ta. Universitatea Constantin Brâncuș se ocupă de viitorul tău profesional. Alege una din facultățile noastre. Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor, Facultatea de Relații Internaționale, Drept și Științe Administrative, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale. Programe de masterat la toate facultățile universității. Colegiul Universității Constantin Brâncuș scoate la concurs locuri pentru diverse calificări profesionale. Universitatea Constantin Brâncuș. Suntem cea mai bună alegere. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare, de aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Mina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Motru te pregătește pentru o carieră de viitor. Asistent medical generalist, 60 de locuri. Asistent medical de farmacie, 60 de locuri. Asistent medical laborator clinic și anatomie patologică, 30 de locuri. Tehnician controlul calității produselor agroalimentare, 30 de locuri. Tehnician transporturi interne și internaționale, 30 de locuri. Menționăm că practica de specialitate se efectuează în municipiul Motru la instituțiile de profil, Spitalul Municipal Motru, farmacii, agenți economici. Informații la 0253 410 470 sau 0755 142 735. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Motru te așteaptă. Raico, dealer autorizat Husqvarna, anunță mari reduceri în campania de primăvară 2015. Până pe 30 iunie, nu ratați pachetele promoționale la prețuri avantajoase. La toată gama de motounelte se oferă diverse gratuități, iar la motoferăstraie primiți cadou 3 sau 5 litri de ulei pentru lanț. Vizitați magazinele din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș. Găsiți o gamă variată de motoferăstraie, motounelte, tractoare și mașini de tuns gazonul, pompe de apă și generatoare Verdina, coase manuale Fuchs Austria, precum și produse din gama Black & Decker și DeWalt. Raico, dealer autorizat Husqvarna, Târgu Jiu, Strada Victoriei 112. Telefon 0253 210 736. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Orice om visează la o casă, orice constructor visează la un singur loc de unde să-și procure materialele de construcții și oricine știe că acest loc este Dinacom. Găsiți toate tipurile de materiale de construcții, vopsele, parchet, rigips, pleci ceramice, gresie, faianță și adeziv, obiecte sanitare, mobilier de băi, căzi și cabine de duș, instalații sanitare și electrice. Dinacom este unic distribuitor de gresie și faianță produsă de Cesarom, membru al grupului Lasselsberger și are exclusivitate pe importul de gresie și faianță din Spania, Italia, Cehia și Polonia. Reducere 15% la lichidările de stoc Cesarom și Spania. Vizitați magazinele din Târgu Jiu, situate pe strada Mihail Sadoveanu, numărul 1 și calea București 194. Telefon 0744 513 816. Construiți și finisați rapid și ieftin cu Dinacom. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale.
Vara asta, distracția ultra all-inclusiv se numește Anna Summer Events. Pofta de răcoare este răsplătită cu o atmosferă pe măsura gusturilor tale, apă, nisip, palmieri și multă muzică bună. De siguranță, răsfățul, confortul și satisfacția clienților se ocupă personalul nostru calificat. Piscină copii, piscină adulți, jacuzzi, șezlong și baldachine, bar și autoservire. Toate la dispoziția ta pentru o vară ultra all-inclusiv la Anna Summer Events. Anna Summer Events, insula bunului gust. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare, de aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Mina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată. Am revenit, stimați telespectatori, la discuțiile noastre de la Patra Putere. Bineînțeles că s-au mai aprins un pic spiritele în perioada pauzei publicitare, dar cu atât mai bine pentru că vom relua discuția pe un ton mai efervescent, un pic mai vulcanic. Doamna Ana Maria Stoica, cum vedeți dumneavoastră situația sondajelor care se fac în Partidul Național Liberal? Cred că, în final, după cele întâmplate la Rovinari, ca să nu spun altfel, sondajele vor fi făcute doar de fațadă sau pentru a-i liniști pe o parte dintre cei care se luptă pentru un anumit post. Vorbim aici de primăria Târgu Jiu, da? Sunt 5 candidați ca să poată să închidă gura a domnului Berca, a domnului Banț, a domnului Cutare. Li se va da acolo un procent în așa fel încât să fie și ei mulțumiți. Adică, frate, nu e nici jos, nu e nici sus, e de mijloc. Omul e liniștit, o să figureze și în lista de consilier local, pentru că cred că fiecare și-a asumat riscul în momentul în care a intrat în această bătălie internă, că dacă ia 2% la acest sondaj, normal, eu cred că nu mai are ce căuta în lista de consilieri locali, nici măcar pe ultimul loc a PNL-ului, da? Așa. Și cred că la fiecare li se va da, adică va exista un sondaj corect care va ajunge la liderii de la județ și la cei de la centru și va exista un sondaj public care va ajunge în mass media, care va fi poate furnizat și domnilor care sunt în competiția internă și care va fi făcut în asemenea manieră încât să mulțumească pe toată lumea. După cum bat clopotele, ca să zic așa, noi am vorbit și puțin timp înainte de emisiune, eu tind să cred că Marcel Romanescu va fi scos așa pe locul 2 din competiția asta internă, chiar dacă va avea un procent mărișor, iar pe primul loc va fi Niculina Mocioi, pentru că știm că are pe cineva care în spate, care cine se bate pentru sus, ea. Steagul portocaliu sus. Da, și are și alte, are o publicație care o susține și așa mai departe. Deci chiar dacă sondajul nu va fi corect, cel corect, eu sunt convins că ea va fi scoasă așa din joben în final. Asta dacă nu vom avea și surprize. Eu mi-aș dori să fie surprize, dar nu prea. Domnule cred. Berca, steagul sus al PNL-ului sau Andreea Mărin cu surprize? Steagul sus. Steagul sus. Sunteți optimist? Nu sunt optimist. Pregătit sunt, pentru orice, oricum, oricând? Eu sunt membru de partid, copreședinte de organizație, semnatar al acelui program de activități, cosemnatar al Tudor Marcel Romanescu al reconstrucției secțiilor. Ce să vă spun?
Așa, și va mai urma și o schimbare. Sondajul va determina și o schimbare de, așa cum s-au numit președinți unici, sau nu știu, poate spun prea mult președinte unic, la organizațiile locale, așa se va numi și un singur președinte la organizația PNL Târgu Jiu, da? Și atunci, cei care sunt doi acum și care unifică acum ambele organizații ale vechiului PNL și ale actualului PDL, vor fi înlăturați frumos pentru ca cel care a ieșit în sondaj să fie și președintele organizației. Eu așa zic că așa ar părea corect dintr-un anumit punct de vedere. Adică cine este candidatul partidului trebuie să aibă și mână liberă să-și formeze echipa pentru municipiu și așa mai departe. Adică deci, va genera și niște schimbări. Bun, dacă... aici revenim la o discuție mai veche care a ținut presa trează, să spun așa, câteva... A trebuit să dormire. Deci, repet, în momentul de față, programul și statutul, regulamentul, dispozițiile tranzitorii, chiar dacă mi s-a reproșat că mă agăț de ele, mă agăț pentru că astea sunt singurele lucruri scrise la Partidul Național Liberal. Nu prevede o astfel de posibilitate, da? Deci, alegeri vor fi în 2017. Dumneavoastră spuneați de acele organizații. Într-adevăr, s-au constituit în teritoriul organizației interimare, cu birouri interimare, cu președinți interimari. Dar acolo unde da, organizația unuia dintre cele două partide care au fuzionat nu avea o greutate în contextul politic al arealului, al localității. Termenul de acolo derogare, unde vă spune ceva? Nu există, domnul. Nu există derogări. Deci aici sunt lucrurile foarte clare stabilite, credeți-mă. Nu există derogări, adevărat. Statutul spune că condamnații trebuie dat jos din funcții, dar îi figurează la ședință în capul mesei. La noi? Și spun, da. La cine vă referiți? Mă refer la organizația PNL Peștișan, la care cel care a ținut discurs și a spus că susține și nu știu ce a fost domnul Pavel, pe care numai ce l-ați dat jos din funcție. Deci pe motiv de statut. Și foarte bine. Da. Păi și este lăsat să... Este membru. Așa, este membru și nu numai acolo, al organizației, pentru că atât este foarte normal, da? Este membru, dar organizațiile aveau niște copreședinți care n-au fost chemați la momentul respectiv sau care nu au fost, nu li s-a dat atâta importanță. Adică până să apuc eu să spun, deci, eu la Tana Marie. Situația de la Peștișani a fost una la care președintele Dan Vulceanu a fost spectator. Vreți să spuneți că la Padeș este o situație diferită? Păi a mai fost spectator diferită? Și la Turceni, adică, domnul Berg, că a fost și spectator la Turceni. Care organizația s-a pus pe treabă și a generat acel lucru. Deci credeți-mă, noi, bine, acum poate nu cunosc în detalii chiar... Și dar noi n-am fost acolo, dar spunem atitudinea, atitudinea președinților Dan Vulceanu și Tudor Barbu este... Astăzi am avut Noi am vorbit de derogare, deci de... Nu există derogări în afara statutului. Nu poți să le obții. Cine să ți le dea? Nu există derogări, repet. Faptul că PNL-ul a avut un primar la Rovinari, că tot revenim la problema de la Rovinari, pentru că ăsta este titlul emisiunii, faptul că PNL-ul poate susține un primar UNPR, mi se pare o maximă derogare. Adică faptul că ai posibilitatea să-ți pui un primar PNL și nu pui un primar PNL, este o derogare. Nu, un compromis, să-i spun, că derogare un termen mai dur, derogare, compromis. Repet. Adică vreți să spuneți că li s-a dat mână liberă celor de acolo loco, trecând peste faptul că organizația are un județean, are un cuvânt de spus, sau cum, a primat loco? Domnul Morega, oracolul de la Pade, și a spus, Chivu câștigă în 2016 pe primăria fără probleme. Din partea cui? La fel, din partea oricui. Oricui, da. Din partea oricui va câștiga primăria Chivu. Bun. I s-a dat posibilitatea să ajung acolo. Nu pot să comentez în detaliu pentru că nu o cunosc, sincer. Nu o cunosc neocupându-mă de județ. Așa, dar repet, nouă regulamentul, statutul, dispozițiile tranzitorii nu ne permit. Da? Vă dau un exemplu ca să fie în context. Da? Astăzi, făcând birourile secțiilor, a trebuit să respectăm al literam prevederile regulamentului legat de domiciliu. Da? Și chiar am avut situații când nu am putut face rabat, da? De la prevederile de domiciliu în zona secției și am refuzat participarea. Deci nu sunt lucruri care poți să le treci cu vederea și omise de statut și regulament.
acum, dar dacă eram în focul alegerilor și trecea nu știu care de la PSD la PNL, vă spun eu că îl băgați în biroul secției de votare acolo și treceați peste orice. Dacă erați în focurile, ce vreți să spuneți că birourile secțiilor sau alte structuri pe care le faceți acum nu vor suferi modificări în momentul în care veți avea trase aici. Vă referiți la organizații, la aceste birouri? Sau la birou, la general, adică faptul că vor veni trase aici, chiar dacă PNL-ul momentan zice că ține ușile închise și așa mai departe, atunci, în preajma alegerilor, vor fi destui care vor trece dintr-o parte și în alta. Să spuneți că nu le dați peste ceea ce ați făcut. Dar nu am negat niciodată lucrul ăsta. Dacă discutăm cu oameni serioși, care la un moment dat, da, au reprezentat, să zicem, un partid, da, și au fost calați pe susținerea politicii partidului respectiv. Și mai țineți cont de domiciliul pe care acum îl așa îl puneți oamenii ăștia simpli care sunt așa în situația de a respecta statutul, în momentul în care va veni unul, va fi pus acolo și gata, nu va mai conta că are buletinul sau nu are buletinul. Eu mă îndoiesc că se va întâmpla lucrul ăsta. De ce? Pentru că dumneavoastră vă referiți la ceva structuri superioare, așa e? O decizie de undeva din afară organizației. Orice fel de structuri care nu acum, trecând către PNL, pentru că acolo e o structură extrem de puternică. Și dacă va veni cineva despre PSD către dumneavoastră, oricum va fi un om serios. Eu îmi doresc să ne revedem și peste 7-8 luni de zile în preajma alegerilor, să vedem dacă veți mai repeta sintagma cu PSD foarte puternică. Dar eu vă spun un lucru. Da, deci cei care acum și-au pus semnătura pe acel program de activități, pe acele regulamente, pe acele hotărâri ale Biroului Politic Național, respectiv cei doi copreședinți, secretarul general, secretarul general adjunct. Domnule, au semnat. Acum suntem într-o perioadă și în care se dă atenție la acum lucrurile de blaturi, în ghilimele, în viitor. Eu mă îndoiesc că oamenii își riscă cumva reputația și statutul de cadrul de nădejde al partidului la un moment dat. Ați auzit de înregistrarea care circulă sau care există? Eu am deci auzit nu puteți să o negați, pentru că am auzit-o deja prea dezvonul mult. Că primul circulă. Care l-a lansat a fost Daniel Moregă, da, așa a spus. Așa este. Mai primul, există deci, o altă persoană care a spus că deocamdată nu și-a asumat public acest lucru. Și care mi-a spus-o chiar altfel. Ați auzit-o vreunul dintre noastre? Eu da, recunosc. Ați auzit-o? Da. Da? Da. Foarte bine. Dacă dumneavoastră ați auzit-o, da, puteți să confirmați. Spuneați că nu riscă un astfel de lider așa. Uitați că riscă, pentru că miza este foarte mare. Vorbim de o primărie, vorbim și de alte primării acolo, și normal și acolo, că negocierile Ana Maria, se vor face. Acolo nu este vorba de o ilegalitate, dar cel puțin o problemă de moralitate se ridică. Deci acolo nu e vorba de nimic ilegal. Da, domnul Barbu a ieșit și a spus că nu e, dacă e ceva ilegal își dă demisia. E adevărat că nu este ceva ilegal, dar imoral. Nu, se ridică o problemă de moralitate vis-a-vis de aceste deci lucruri. Eu nu am auzit-o, nu pot să comentez nimic și mai mult decât atâta. Mie îmi plac declarația dumneavoastră făcută de bun simț, că nu vă amestecați în treburile PNL-ului de la nivel de județ. Dar dumneavoastră cunoașteți, cred că, de 100 de ori mai bine situația în județ decât o cunoaște Tudor Barbu. Pe mine asta mă amuză și culmea, Tudor Barbu își dă cu părerea despre absolut tot. Nu, și domnul Berca respectă cu linia, exact, linia partidului. Linia partidului și faptul că n-are voie să comunice chiar tot. Bun, dați-mi voie un minut să completez ceva. Tudor Barbu este conectat zilnic la problemele... Adică se uită și la noi la emisiune. Da. Nu știu dacă se uită la noi. Dacă, se uită mâine, ca da, să vadă poate, să nu fi zis ceva. Bro. Dar Tudor Barbu este conectat zilnic. Are consilier zilnic, la câți are pe cabinetul la senatorial. Este conectat zilnic. Da, și... Pe Skype. Așa. El da, a deci, spus-o, domnul Berca. Sunt de acord cu noastră. Dar ce pot să vă spun și să vă confirm, pentru că am fost de față la discuții pe care le-a avut cu Octavi Lupulescu, cu președinte Dan Vâlceanu, da, la diverse ore din zi și poate din seară, da, și s-au discutat problemele organizației. Deci până la urmă, stați un pic, e senator, da? Are o treabă de făcut acolo, la București, da, a început, nu? Sesiunea parlamentară. Pe Tudor Barbu, dacă nu știu, n-am de astăzi. Da. Nu, mă refer strict la sesiunea parlamentară, nu neapărat că... Da, deci dacă s-au prezentat astăzi parlamentarii la servici, că știam că trebuia să dezbată codul, problema codului fiscal.
Probabil domnul Tudor Baru urmărește emisiunile noastre de la Gori să fie conectat la tot ceea ce se întâmplă în materie de surse informaționale. Ce e bine e că domnul Berca respectă și respectă șefii politici, ierarhici, așa mai departe, și este bine că nu se abate de la statut. Acum să vedem dacă și când se fac sondajele, va mai spune același lucru, că Tudor Barbu, că așa, că a fost corect. Deci totuși, ați putea avea o carieră strălucită de avocat, pentru că pledați foarte bine cauza Tudor Barbu, mie îmi place. Nu, deci eu pledez cauza PNL, să știți. Mie îmi pare că pledează mai deci e cauza PNL, pentru că în momentul de față eu mă regăsesc în această organizație. Păi PNL-ul e un partid serios, se poate spune că Tudor Barbu, dacă a venit via PPDD, e un accident al PNL-ului. Repet, să-mi reiau ideea. Deci mă regăsesc în această organizație, mă simt excelent alături de copreședintele Vulceanu, alături de copreședintele... Parcă ați vorbit de un salon de masaj erotic pe cuvântul S-ar putea, dacă este printr-o extrapolare așa, să ne vedeți, eu știu, pe o plajă după alegerile din locale. Vă duce și dumneavoastră, cum era Videanu cu oia lui, jucau la Barbaroase, în Monte Carlo, pe plajă. Nu permit, eu discut aici de proximități, da? Da, haideți să vedem, pe malul Jiului, să cu vedem după cu ce Vulceanu vom câștiga în 2016. Nu, pe malul Jiului, ca să fie frumos. Vă dați seama că o să sărbătorim, nu, victoria, evident. Și poate că nu vom face masaje unii la alții la umăr, nu e nicio problemă. Așa, să ne simțim bine, nu? Repet, eu respect și nu pot să spun altceva decât că, virgulă, cred în statut, cred în regulamente, cred în programul de activități, cred în colegi, da? Și cred, mai mult decât atât, cred în victoria noastră din 2016, atât la locale cât și la general. În Dumnezeu credeți? Fără discuții. Este fără Tudor Dumnezeu, Barbu Dumnezeul PNL-ului? Fără Dumnezeu, da. Deci asta e o întrebare pe care mi-aș dori să o adresez personal. Sau și eu abia l-aștept. Sunt convinsă că ar spune că da. Ar răspunde afirmativ. Da. Da, să nu uităm că în PNL sunt totuși niște tensiuni interne care, eu zic că rezultatul lor va fi cu un mare semn de întrebare și dubiu asupra corectitudinii și o rezervare, eu personală meu, asupra corectitudinii acestui sondaj. Mi l-am pus în primul moment și mai ales acum când am auzit ce fel și ce tipologie de întrebări sunt acolo. Pentru că eu cred că nu va câștiga cel mai bun. Părerea mea personală aceasta este. Acum cine face sondajul? Firma domnului Săftoiu? Că știu că dânsul era abonat la... Nu știu, în niciun caz, n-am informații. Eu repet, doar v-am spus. Am văzut o baterie generală de întrebări pentru toate cele trei și, într-adevăr, avea către 40. Dar sunt specifice, nu le-am desfăcut. Dar la momentul în care draftul se va aproba, adică nu vă știu, veți da a cu fost un draft. Și nu, sunt convins că nu vom avea noi cei care decid vis-a-vis de strategia de campanie, vor fi cei care o să aprobe, o să lanseze. Da? Dar ni s-a pus la dispoziție un draft, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, și l-am văzut. Da? Deci este o chestie care, pentru mine, mi-a indicat foarte clar seriozitatea, da? Tuturor acelor criterii, celor indicatori de atins. Da? Repet, lucrurile astea m-au lămurit, că nu lasă loc de interpretări. Da? La fel cum eu acum pot să vă asigur pe dumneavoastră, da, de acolo din interior, dumneavoastră discutați din interior, că în Partidul Național Liberal nu există tensiuni, conflicte. Credeți-mă, chiar nu există. Există dezbateri având în vedere, discuții. Negocieri există, Ana Maria, te rog frumos. Având în vedere armonia asta de plină care există, consuetitudinea aceasta, vă rog. Maxima plăcere de a se revedea membrilor. Dacă vă bate Partidul Mișcarea Populară, dar vă ascultă cu urechile la Târgu Jiu și la Gorj. Din câte știu, s-a făcut un sondaj național, da? Și mă gândesc că și pe la Gorj au fi scăpat 2-3-7 întrebări și Partidul Național nivel liberal, la nivel național, are vreo 41%, nu? Ultimul sondaj? Nu, l-am văzut. 41%, ba da, are 41%, a scăzut, într-adevăr, dar Partidul Național liberal... Cine plătește și comandă sondajul e primul. Nu. Deci aceeași casă... L-a dat și pe cu acea scădere de care puneați noastră și pe Claus Iohannis public, a făcut-o public. Deci, în momentul de față, Partidul Național Liberal este primul partid aflat în sondaje ca și scor din România. Da? Și eu sunt convins că și la Gorj o fi scăpat
din cele câteva mii de sondați, câteva telefoane, două, trei, s-ar putea să fie real și la Gorj. Și atunci, de ce să nu luăm obiectiv datele de care dispunem în acest moment? Într-adevăr, la nivel de centru, în momentul de față, Partidul Mișcarea Populară nu are o conducere atât de carismatică și care să insufle putere. Păi știți și cât avea în sondajul ăsta Partidul Mișcarea Populară? 3%. Dacă vine frumos 3%. Elena Băsescu Partidul M10 și cu Elena Udrea. Monica Mocăvei avea 5. Păi stați, aici faceți o interpretare subiectivă. De ce? Partidul ăla M10 a luat foarte mult pe zona București în materie de sondare. Să nu uităm că în București a rupt partidul respectiv. Așa. Care a fost o explicație, nu se poate explica. Eu vă dădeam niște date concrete. Acum, dacă și noi le interpretam datele concrete în funcție de rezultatele obținute la alegeri. Care alegeri? Păi da, partidul M10 a rupt în zona București. Nu și-a explicat nimeni. Corect. Dar uite, că în momentul de față își păstrează un electorat, poate că deja a dobândit Monica Mocăvei un electorat captiv. Aveți o afinitate către M10? Nu, dar vreau să spun că este al treilea. Ba da, al treilea partid după PNL, PSD și... Nu, și este și Uniunea Democrată a Maghiarilor. Deci așa este sondaj, da? Rezultate, PNL 41, PSD 35, UDMR și M10 5 și restul 3, 2 și așa mai departe. Nu l-am făcut eu, este public, puteți să-l accesați și dumneavoastră. Da, sunt niște... Acum două zile sau trei l-am citit pe... Am văzut și eu. Da? Hai. Mie mi se par sondajele astea o ciudățenie, cel puțin, pentru că de regulă atunci când intervine competiția electorală, la nivelul fiecărui județ, fiecare lider politic își pune amprenta asupra campaniei electorale și poate schimba radical lucrul în orice moment. Să nu uităm, pentru Klaus Iohannis, înainte de alegerile pentru prezidențiale, a avut un scor, nu știu, 19%, ceva de genul ăsta, și l-a bătut de la scuta cu urechea pe Victor Ponta. Acum de fiecare are dreptul să creadă sau nu în sondaj. Eu personal cred în cel care se va face la municipiu. Și în rezultatele... Aveți o credință foarte puternică, domnul Berca, mie îmi place. Vedeți dumneavoastră, eu sunt obișnuit să discut pe lucruri concret. Sunt obișnuit să discut pe ceea ce scrie pe hârtie. Ascult prea puțin la... băzeala asta de albină. La vârstă din... șapte și zvonuri. Exact, să știți. Nu prea mă ghidez după chestiile astea. Orice comentarii le ascult, le încerc să le înțeleg și să văd care e substratul, dar în niciun caz nu iau o sica și sursă, una singură sursă să-mi creez o... Da, deci aveți o vocație de jurnalist dacă nu ascultați doar într-o singură sursă. Fără discuție. Nu, am o vocație de manager, să știți. Manager? Păi eu de 14 ani asta fac, conduc. Păi da, managerul nu trebuie să ascultă la surse, managerul ia deciziile independent. Păi stați puțin, deci, da, de acord cu noastră, dar trebuie să aibă niște intrări. Decizia intrări. Este o ieșire. Și eu am fost managerul într-o companie, da, cum a fost Complexul Energetic Rovinari, foarte dar bine. Nu m-am inspirat în surse. Nu, eu vă spuneam de intrări, sursa de intrare. Da. De la asta discutăm. Despre intrările domnului Bercaime vom discuta cu altă ocazie. Vă mulțumesc fluxul pentru participare. De informațional. Ana Maria Stoica, domnul Berca, mulțumesc. Revenim mâine seară cu A Patra Putere. Rămâneți alături de Tele3. La revedere, o seară plăcută. Da. Păi, bine, ori facem pamfletorii. Combinație.